Expoziția Petrolul Simbol al Sportului Prahovean este realizată de Muzeul Județean de Științele Naturii și Clubul Sportiv Petrolul Ploiești. Galeria prezintă o parte exponențială a istoriei clubului respectiv. Bine puteți să observați, expoziția cuprinde lucruri personale ale sportivilor, imagini și înscrisuri de arhivă și să sperăm că odată ce să fim vizibili cu acest eveniment, cei care dețin astfel de obiecte să ne poată ajuta pentru expoziția din luna august să fie și mai numeroasă. Da. Noi ne propunem readucerea în atenție a ceea ce înseamnă capitalul cultural, sportiv, științific, a tot ceea ce înseamnă petrolul. Să nu uităm că totuși suntem capitala aurului negru. Prin urmare, ar trebui să onorăm acest statut și noi ne propunem, așa cum am spus, să o facem cum ne pricepem mai bine, prin expoziții. Și expozițiile acestea sunt integrative în sensul în care aducem alături de noi și clubul sportiv și, odată în plus, aducem în atenția publicului importanța a ceea ce înseamnă clubul sportiv Petrolul pentru comunitatea noastră. Dintr-o astfel de expoziție nu puteau lipsi obiectele echipei de fotbal Petrolul Ploiești. Pe partea de fotbal am expus activitatea clubului sportiv între anii 1952 și 1972, atât timp cât secția de fotbal a aparținut de clubul sportiv. Dar, de asemenea, făcând parte din istoria clubului și a echipei, am venit și cu documente mai vechi, încă de la înființarea clubului. Aici avem o fotografie din 1924 cu membrii echipelor care au fondat Juventus București. Aici ne referim la formația Rom Comit și Triumf. Așa se numea Petrolul prima oară? În anul 1924, echipa se numea Juventus București și a luat ființă în București. De asemenea, sunt expuse costume de competiție și medalii obținute de marii campioni pe care clubul sportiv Petrolul i-a avut în arena olimpică. Vorbim despre campioana mondială la not Tamara Costache, vicecampionul la box amator Adrian Diaconu și Corina Ungureanu, campioană mondială la gimnastică. Am adus 6 medalii aici. Am insistat să le aduc și pe cele de la Goodwill Games. Spuneam că e o competiție pe care pentru mine a însemnat foarte mult. Erau aurul de la europene, echipe și sol și mondialele, 97 și 99. Trebuie să o mențin mai bine. Uite, alea de la ruși arată ca de bronz, știi? Dar sunt de aur. Inclusiv cu un costum, vedem? Da, uite. Costumul care... care am concurat campionat european la echipe. Dacă munciți mult și trebuie să faci sforile alea, care nu-ți plac ție, nu? Ești tu așa? Medalii? Da. Expoziția este deschisă pentru vizitare până pe 28 februarie. Intrarea se face pe baza unei programări la numărul de telefon 0721 090 866.